credință, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El s-o cotea pagiobura pentru Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că el avea ochii pironiți prea răsplătire. Și acum să vă cam iau prin curioșie, fiindcă o să vorbim despre un subiect mai interesant, unul despre care nu sunt așa de confortabil să vorbesc despre el. Știu că atunci când am început Evrei, capitolul 11, Domnul mi-a pus pe inimă să studiem din întreg capitolul. Este vorba despre capitolul credințe. Este vorba despre capitolul martorilor credincioși din acel loc despre care vorbește autorul în versetul 1 din capitolul 12. Și multe lucruri care urmează nu sunt lucruri care mi-am planificat eu să le vorbesc, nu sunt lucruri cu care sunt așa de confortabil să le vorbesc. Dar știu că atunci când mă pregătesc, Dumnezeu mă învață și pe mine anumite lucruri, mă învață ce trebuie să fac, mă învață ce nu am făcut bine și la fel vrea să ne învețe pe noi toți ce trebuie să facem și ce atitudine trebuie să avem. Data trecută am vorbit despre viața lui Moise. Astăzi, tot la viața lui Moise suntem. Am văzut doar două puncte și v-am promis că data viitoare o să vorbim despre al treilea punct din viața lui Moise. Dar, în primul rând, vreau să vă întreb cei care au ascultat data trecută, care au fost cele două puncte din viața lui Moise. Am avut două puncte, amândouă început cu ei. Identificarea? Nu, ăsta a fost primul. Insubordonare prin credință și apoi identificare prin credință. Și al treilea l-am păstrat pentru duminica asta, care nu începe cu I, și dar l-am anunțat. Răsplătire prin credință. Da, astăzi o să vorbim din capitolul 26, din versetul 26 din capitolul 11, despre răsplătirea prin credință. Și știu că mulți se bucură când au cuvântul răsplătire. Dar m-am bucurat și eu când am văzut ce urmează. Că urmează un mesaj, un punct de fapt, despre răsplătire. Și mulți când au cuvântul răsplătire se gândesc cum vor fi răsplătiți. Ce vor primi când vor fi răsplătiți. Și m-am gândit un pic și am cercetat cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că, de fapt, nu toți vor fi răsplătiți. Aici vorbim despre cei care sunt mântuiți, despre cei care sunt copii al lui Dumnezeu. Din păcate, nu toți vor fi răsplătiți. Mulți se gândesc că răsplata este cerul. Răsplata pentru cei mântuiți nu este cerul. Cerul este, de fapt, harul lui Dumnezeu. Cerul este darul lui Dumnezeu pentru noi. Eu n-am făcut nimic ca să ajungem în cer. N-am ridicat niciun deget. Nu mi s-a făcut nimic de ce s-a făcut Domnul Iisus ca să ajungem în cer. De fapt, noi trebuia să ajungem în iad. Dar Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, care am crezut-o, ne lasă, ne dă dreptul să ajungem în cer. Și cerul este harul lui Dumnezeu, este singura alternativă de la iad. Și acolo este doar o singură intrare. Acolo este doar o singură ușă. Și ușa aceea este Domnul Iisus Hristos. Spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nici o altă cale nu are un păcătos. Așa mai cântă copilul cântare. Cerul este harul lui Dumnezeu. Dar răsplata lui Dumnezeu vine în urma umblării în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Este în Efeseni 2 cu 10. Spune, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Dacă umblăm în acele fapte, dacă vom umbla acele fapte bune, ne putem aștepta
la o răsplată din partea lui Dumnezeu. Nu știm cum arată răsplata. Nu știm cât de mare, n-a văzut-o nimeni, n-a atins-o nimeni. Dar Dumnezeu spune că este o răsplată veșnică. Una care nu se poate veșteji și care rămâne pentru veșnicie și de care ne vom bucura. Asta e important. Și sunt răsplăți pe care primim în lumea asta. De exemplu, salariul. Câți nu aud că nu sunt mulțumiți de salariul lor, de răsplata muncii pe care ei o primesc. Răsplata pe care ne-a dat Dumnezeu în urma slujirii noastre ne va face, ne va satisface. Și Dumnezeu are răsplăți pregătite pentru toți cei care ascultă de El. Doar că de multe ori, ca să împlinim aceste fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, e nevoie să fim și bagiocoriți. Și acest subiect al bagiocului este un subiect despre care nu mi-am planificat și nu sunt foarte confortabil să vorbesc despre el. Dar asta e la rând. Asta vrea Dumnezeu să ne învețe. Dumnezeu ne învață că este nevoie să suferim. Iisus spunea în Ioan 16:33, spunea că în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți că ce am biruit lumea. Trebuie să ne așteptăm la necazuri. Trebuie să ne așteptăm la suferințe și conform pasajului trebuie să ne așteptăm la batjocură pentru numele Domnului Iisus. Trebuie să trecem și pe acolo. Dacă vrem să avem răsplăți veșnice în cer, va trebui să trecem și pe acolo. Treaba e că nu prea ne place să fim bajocoriți. Cui îi place să fie luat pe stricturi? Cui îi place să râdă lumea pe el? Că e pocăit. Cui îi place ca la servici colegii să vorbească despre el și când apare el acolo un peisaj, să înceapă cu să râdă. Pentru că el e credincios. Cui îi place ca în familie să se simtă ca și cu niște străini din cauza lui Hristos. Aici, bagiocura pentru Hristos, în versetul 26, este comparată cu o mare bogăție. Aici vedem că bagiocura pentru Hristos aduce răsplată. Și bagiocura pentru Hristos este sortită tuturor celor ce îl au pe Hristos. Dar nu toți aleg să se lase așa de ușor călcați în picioare, desconsiderați, bagiocoriți sau luați peste picior. Nu toți aleg asta, nu toți vor asta. Și dacă ar fi să vă zic o mărturie din viața mea, cum a fost după ce m-am întors la Dumnezeu, și eu mă aflu printre cei care nu și-au dorit lucrul ăsta. Ori nu se vorbea de Dumnezeu sau de pocăiți, mă ascundeam ca nu cumva să mă întrebe și pe mine cineva dacă sunt pocăiți și să fie nevoie să mint. Sau să zic că sunt pocăiți și să arătă de mine. Nu îmi doream asta. Dar mai târziu, când am început să văd ce vrea Dumnezeu de la mine, am văzut că, de fapt, vrea ca din când în când să mai trec și prin această bagiocură. Care nu este un cuvânt prea frumos și nu este ceva ce și-ar dori cineva. Dar este ceva ce aduce bine. Matei 5, de la versetul Matei capitolul 5, versetele 11 și 12. Domnul Iisus, în predica lui de pe munte, spune: binecuvântați sunteți voi, când din cauza mea oamenii vă vor batjocori și vă vor
vor persecuta și vor spune tot felul de vorbe rele și neadevărate împotriva voastră. Și apoi ce spune? Bucurați-vă și veseliți-vă. Căci răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa au persecutat niște profeți care au fost înainte de voi, inclusiv în cazul de față Moise, despre Moise vorbim. Cu toate că bagiocura pentru numele Domnului Iisus aduce bucurie și aduce o mare răsplată, în momentul în care știm asta, această suferință nu trebuie provocată, nu trebuie căutată. E o vorbă care o spunem noi, o cauți pulmonare. Mulți o caută pulmonare. Dar această suferință pentru numele Domnului nu trebuie căutată. Așa. Totuși, ea trebuie anticipată. Trebuie să ne așteptăm la acest lucru. Nu numai la binecuvântări, la părtășii frumoase. Sunt frumoase și acele. Dar Dumnezeu compară și bagiocura pentru numele Lui un lucru deosebit de plăcut și un lucru pentru care vom primi o răsplată. Cu toate că pare un subiect simplu și ușor de înțeles, fiindcă așa scrie în Biblie, nu este chiar așa de ușor de acceptat. Mulți nu vor să aibă de-a face cu așa ceva. Ori de câte ori se aduce subiectul despre așa ceva, mulți își închid urechile. Nu vor sub nicio formă să audă că ei vor avea un necaz sau o problemă din cauza că ei sunt copii al lui Dumnezeu. Și la prima problemă, la prima bagiocură, la prima uiduială sau cum vreți să-i spuneți, gata. De acum înainte nu mai vreau. Dacă Dumnezeu încă făcea ceva în viața mea, nu mai vreau. Și mulți își închid urechile la asemenea afirmații din Biblie. Și înțeleg foarte bine asta, fiindcă am fost și eu acolo. Dar nu mai pot să fiu. Și nu trebuie să fim în situația în care să ne fie rușine să suferim pentru numele Domnului Iisus. Dacă observați aici viața lui Moise, înfățișată în Evrei 11, suferințele lui Moise pentru Hristos au început în momentul în care Moise a refuzat să fie numit fiul fiicelui Faraon. Prima dată a refuzat să se identifice cu lumea. Și asta vedem asta într-un mod progresiv. Prima dată a refuzat să se identifice cu lumea, ci a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăceri de o clipă ale păcatului. Deci, bagiocura la adresa lui Moise pentru numele lui Dumnezeu a început în momentul în care Moise s-a identificat cu poporul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că nu vom gusta niciodată din bucuria de a fi bagiocoriți pentru numele Domnului Iisus până nu vom alege să ne identificăm cu El. Până nu vom alege să ne mândrim că suntem copii al lui Dumnezeu, nu vom ști ce înseamnă bucuria de a fi bagiocoriți pentru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și asta merge în mod progresiv. Prima dată trebuie să ne separăm de lume. Dar, dacă nu știe nimeni că sunt copii al lui Dumnezeu, dacă nu știe nimeni că sunt copii, dacă nu vede nimeni când merg la adunare,
aflezi cât mai bine în lumea aceasta, să faci ce face lumea, să mergi unde merge lumea, să vorbești ce vorbește lumea și hai să vezi că nimeni nu o să-ți facă nimic. Nu o să pățești absolut nimic. Fiindcă lumea va crede că ești de-a ei. Dar pot să-ți promit că nu vei fi nici fericit și că vei pierde o răsplată foarte, foarte mare. Și abia acum ajungem la capitolul răsplătire. Răsplătirea cerească. Și acum se pune și o întrebare. Când vom fi răsplătiți? Am amintit și fratele Florin duminica trecută despre acest aspect, că pe pământ nu primim răsplăți cerești. E imposibil. De răsplățile cerești ne vom bucura în cer. Pe pământ nu vom primi răsplăți veșnice, fiindcă acest pământ va arde. Acest pământ va trece. Dar ce primim sunt binecuvântări în urma ascultării de Dumnezeu. Fie Dumnezeu ne face să gustăm din bunătatea Lui care ne dă una pocăință. Dar răsplata cerească este diferit. Fiindcă aceea o vom primi pentru ce am făcut pentru Dumnezeu. Aceea va fi o răsplată meritată. Și spune aici despre Moise că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și m-am gândit un pic. Moise știa că va primi o răsplată. De aceea avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise știa și Moise mai voia. Fiindcă dacă atâta timp cât trăia, voia să facă voia lui Dumnezeu. De ce? Ca să primească și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și nu e rău să ne dorim asta. Pavel, la fel. Abia aștepta să primească cununa dreptății. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8. Spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa dreptății pe care ne va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și acum se pune întrebarea, ce răsplată aștept eu de la Domnul? Dacă știm că am făcut voia Domnului, dacă știm că nu am fugit de responsabilități în slujba Domnului atunci când mi s-au dat, dacă știm, dacă am ascultat de fapt de mai mari noștri, dacă am evangelizat pe cei pierduți, dacă am renunțat la condiții bune și la poziții înalte pentru a fugi pe Domnul Iisus, atunci putem să așteptăm răsplăți de la Dumnezeu. Dacă știm că am făcut tot ce vrea Dumnezeu pentru noi să facem, ne putem aștepta la răsplăți din partea lui Dumnezeu. Și spre acele răsplăți, spune Biblia că trebuie să avem ochii pironiți. La acele răsplăți trebuie să ne uităm. Știți, sunt mulți care fac ceva pentru Dumnezeu, sunt foarte entuziasmați și așteaptă ca Dumnezeu să-i răsplătească cu tot ce are el mai bun. Spre ce fel de răsplătire sunt ochii pe pironiți? Aici se potignesc foarte mulți. Pentru că în momentul în care fac ceva pentru Domnul și văd că nu sunt răsplătiți așa cum se așteptau ei de la Dumnezeu, încep să devină dezamăgiți. Matei 19:27 Petru spune, Doamne, mi-am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Petru voia ceva în viața asta. Ce vrei tu în viața asta?
Corinteni 15 cu 19 spune că dacă numai pentru viața asta ne-am pus speranța în Hristos, spune că suntem cei mai de plâns, cei mai jalnici dintre toți oamenii. Dacă primim ceva de la Dumnezeu în viața asta și chiar primim, slavă Domnului, primim, aceea nu este răsplată. Aceea se numește har. Tot ce primim de la Dumnezeu se numește har. Și asta nu pentru că suntem noi buni, ci pentru că El este. Noi nu merităm, în realitate, noi nu merităm să primim niciun har și nicio binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nu merităm nimic. Cu cât primesc mai mult din partea lui Dumnezeu, cu atât îmi dau seama mai mult că, de fapt, nu merit nimic. Așa. Ochii noștri trebuie să pironiți și îndreptați spre binecuvântările, nu acele, spre înspăție, nu cele de pe pământ, ci cele din cer. Spune că Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. Am o întrebare. Vrei să ai o răsplată cerului? Da. Vrei să ai o pomoară cerului? Da. Întreabă-L pe Dumnezeu cum poate să te folosească. Știți, în momentul în care Dumnezeu m-a chemat în lucrare, eram în Germania, eram pentru mine acolo. Și am început să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, dăm ceva de făcut. Vreau să fac, vreau să fiu folositor. În momentul acela, Dumnezeu, după multe rugăciuni, după multe insistențe, Dumnezeu mi-a arătat ce-am făcut. Și atunci, ai o mare bucurie. Și atunci știi că încep să lucrezi pentru o răsplată care va fi în cer. Roagă-L pe Dumnezeu să te folosească. Dacă nu știi dacă vei avea o răsplată în cer, nu este târziu. Roagă-L pe Dumnezeu să te folosească și lasă-te folosit de El atunci când te cheamă. Poate să te cheme în multe feluri, poate să te cheme prin diferiți oameni care crezi pe cuvânt. Nu-ți împietri inima la chemarea lui Dumnezeu în slujba Lui. Oricare ar fi ea. De ce? Fiindcă te așteaptă o mare răsplată. Domnul Iisus spune, nu vă strângeți comori pe pământ. Strângeți-vă comori în cer. Și singurul mod în care ne putem strânge comori în ceruri este tot în Matei 6, la versetul 33. Spune, căutați înainte de toate împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Tot ce aveți voi nevoie pentru viața asta vi se va da, dar voi strânge și comori în cer. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să avem ochii pironiți și îndreptați spre ce are Dumnezeu pentru noi, fiindcă ne așteaptă o mare răsplătire.